Elevii clasei a doua de la Școala Generală numărul 6, structura Colegiului Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani, au aflat cum să mănânce sănătos pentru a crește armonios. Aceștia au prezentat toate aceste lucruri în cadrul unui cerc metodic prin metode interactive. Pe tot parcursul primului semestru, elevii vor învăța cum să adopte o alimentație sănătoasă. Am dorit, de fapt, să ne sensibilizăm elevii și am dorit să continuăm mai departe munca părinților din familie. Este vorba de acele reguli de igienă de bază, este vorba de nevoia de a ne mișca permanent pentru a crește într-adevăr armonios, este vorba despre faptul că o alimentație sănătoasă este extrem de importantă și aceste astfel de deprinderi le formăm încă de la vârstă fragedă. Rolul dascălului până la urmă este de a face instrucție și educație și pe parcursul orelor de curs, respectiv 4-5 ore cât suntem cu elevii la școală, suplinim mamele, tații, bunicii. Ca urmare ne-am intrat pe deplin în acest rol și încercăm cu adevărat să-i sensibilizăm, să-i educăm, să-i învățăm, să-i pregătim de fapt pentru viață, să crească într-adevăr sănătos și armonios. De altfel, noi suntem un popor de oameni care creștem armonios din foarte multe puncte de vedere și vis-a-vis de asta vreau să vă spun că nu am încercat să facem doar o educație strict pe probleme de sănătate, ci și o educație vis-a-vis de sănătatea sufletului, adică să îndemnăm pe copii să și dăruiască celor din jur, din ceea ce au, să dăruiască o carte, să dăruiască un fruct, orice ce dăruiesc, că de fapt este o sănătate a sufletului, a trupului și nu face altceva decât să întărească acele calități pe care le are poporul român. Cei mici știu care sunt alimentele sănătoase care îi fac să crească armonios. Ei știu ce trebuie și ce nu trebuie să mănânce. Întotdeauna să nu mănânci dulciuri, să mănânci toate felurile de fructe, de legume, să faci multă mișcare. Eu mă spăl în fiecare zi pe mâini, după ce înainte să mănânc, atunci mă spăl de 3 ori. De ce de 3 ori? Că e mai sănătos. Mănânc foarte multe fructe și legume și sunt foarte sănătoase și conțin multe vitamine. Faci mișcare? Da. Prin parc, alerg, mă joc cu toți copiii. Nu este bine să mănânci multe dulciuri pe zi. De ce nu e bine să mănânci multe dulciuri? Pentru că strică dinții și trebuie să te duci la dentist. Și tu respecti aceste reguli? Da, n-am mâncat de mult dulciuri. Dar îți plac? Da. Cei mici le-au pregătit cadrelor didactice prezente la cercul metodic activități interactive. Totodată, la sfârșitul acțiunii, dascălii au gustat o cerbiță sănătoasă de post.